Budescu și Alibeca au jucat în meciul victorios al Naționalei României din Feroe, iar pentru ambii fotbaliști ai Astrei Giurgiu, prezența la campionatul european din Franța este un obiectiv realizabil. O să facem, o cinste și s-au bucurat pentru noi și ne-au felicitat. Mai mult ce ne fac. A trecut euforia calificării, deja te gândești la echipa de club? Da, normal, ne gândim la meciul cu Viitorul și sper să-l câștigăm. Mai nou, Budescu are și probleme cu fiscul. E fi dat în judecată de ANAF, Direcția Generală a Finanțelor Publice Ploiești, pentru nedeclararea unor venituri sau neplata unor taxe și impozite, instituție care a dorit să-l execute silit, dar fotbalistul a contestat executarea în instanță la judecătoria Ploiești și așteaptă să fie notificat atunci când va avea loc prima înfățișare a procesului. Păi acum, dacă patronul e arestat și ne mai arestează și capitanul, ne-am nenorocit, ce să mai... Nu cred, nu știu, eu sunt un om care îmi plătesc taxele, mă duc, îmi plătesc... N-am probleme de genul ăsta și nu știu de ce poate fi executat sau ce. Probabil avea niște datorii. Îl ajutăm, nu-i problemă. În prima etapă a returului, desfășurată la sfârșitul acestei săptămâni, Astra Giurgiu va juca în deplasare la Chiajna cu Concordia, iar Petrolul Ploiești va evolua acasă împotriva campioanei, Fotbal Club Steaua București.